Am revenit în direct, oameni buni. Facem și o mică corectură pe program aici, pe tablă, la Măruță, de la 15 la 17. După ce terminăm emisiunea, punem Vorbește Lumea și tot așa, că suntem aici la prietenii noștri. Gata, Greta, perfect. Citeam mesajele de la oameni cu la mulți ani pentru Brigitte, dar mulți dintre oameni au dat și mesaje și au spus că trebuie să demonstreze, pentru că în ultima perioadă tot au fost tensiuni și certuri și nu vii și spui gata, m-am pocăit și gata. Trebuie să și demonstrezi. Eu sunt convins că o să fie pe drumul cel bun. Asta e tot ce contează. Mergem mai departe, îl sunăm pe Constantin Enceanu, care ce credeți? Măi, nene, ce face omul, mă, ciucă iarna? Ce face? Sanie. E, na. De fapt, vara face sanie. Și iarna? Iarna, gard. Gard. Pentru ce? Glumițele noastre de pe TikTok. Ce crezi? Bunelu, oameni buni, își mărește proprietatea la Zanzibar. Cumpără terenuri peste terenuri. Bă, e nebunie. Fii atent aici, Constantin Enceanu. Alo? Bună ziua, bună ziua, dragilor! Ce face Bunelu? Păi uite aici ce fac, te iau și tu ce aici. Diriginte de șantier? Diriginte de șantier? Pot să spun norocul meu că a venit ploaia și că am luat o mică pauză. Cred că pauza e până mâine de dimineață. N-am ce să fac. Dumnezeu a vrut așa, să mai plouă puțin aici la Filiaș. Deci, Bunelu, stai un pic. Văd leopardul, dar nu știu unde e gardul. Uite la aici, nu-l vezi că e jos. Nu se vede? Păi e jos. Păi băi, că am făcut întâi gropile. După cum vezi, s-au făcut gropile, s-au stâlpii, s-au pus în dreptul gropilor, plăcile, o parte din ele sunt jos și montajul am început de acolo, din spate, vezi? Deci, Bunelu, vreau să-ți văd bătăturile în palme. Ba, uite, să știi! Deci omul a muncit, ca să vedeți, oameni buni, da? Să nu spuneți că, ia, uite, lasă-mă, tot ăștia care au ei bani și nu știu ce. Uite, Bunelu Constantin Enceanu, pe șantier. Omul ce face? Se extinde, tati, acolo la el, la Craiova. Am cărat la plăci, am făcut gropi, să știi și tu că-s făcute. Uite, să-ți arăt una mai așa, mai... Uite. Ia, Bunelu, ca la Survivor, ia. S-a întrerupt. Haide că imediat reintrăm cu Constantin Enceanu, un gospodar, oameni buni, extraordinar. Bunelu, ați văzut, cu mâna lui face treabă ca să fie cât mai bine acolo la Zanzibar. Noi ne pregătim imediat și pentru următoarea invitată, dar încercăm să-l sunăm și pe Bunelu. Vedem dacă restabilim legătura. Bă, să fie căzut în groapă? Bunelu? Zic, m-a speriat, zic, bă, omul să fie uitat. Uite-mă în groapă, uite, vezi? E adâncă? Da, are 70 de centimetri. Bravo, Bunelu. Și câte gropi ai făcut? 15. Deci undeva 30 de metri de gardă am de făcut. Foarte bine. Aveți oameni care să vă ajute, cu care să munciți? Nu, dar am vorbit cu Greta. Am nevoie mâine de oameni de la voi din echipă, pentru că sunt toți tineri, musculoși și pot să fac treabă cu voi aici, fără probleme. Deci știu că oricum se pregătește pentru Survivor de când s-a anunțat show-ul ăsta. Nu l-a chemat nimeni, dar el tot se pregătește și ar fi un antrenament foarte bun acolo, la gropi. Vin, bre, mâine stă acolo, la Craiova. Și bre, Brenea Bunelu, gândește-te și mata, el în loc să meargă în Dominicană, merge în Zanzibar, adică eu cred că e treabă bună. Mi se pare corect și vreau să spun că aici are și piscina, are tot ce își dorește, să știi. Apa are piscina. E plină piscina, da? Perfect. Deci, știu că nu o golesc niciodată. Ea te tratează tot timpul anului, să știi. Am înțeles. Perfect, Bunelu, numai bine. Îți ținem pumnii și să duce la bună sfârșit toată nebunia asta. Mâine dimineață vă aștept, da? Nu mai e semnal, Ciucă, tu mai auzi ce mai zice? Alo? Alo? Bă, nu m-am zis! A picat netul. Nu știu, mă, dar noi am fi mers să... A picat netul. Noi am fi mers să-l ajutăm, dar... Noi mergeam. Uite, ne-a auzit mai bine! Baftă! Spor la treabă! Uite, mă, putea să ne cheme și pe noi să-i dăm o mână de ajutor, că ne-am fi dus. N-a vrut. N-a vrut, dar mă rog, nu știu, s-a auzit... Să ne spurcă singur, înseamnă. Stai, bă, Ciucă.